o altă soluție, pleci din nou în vacanță. Dar da. unde este întrebarea? Pentru că vremea nu este tocmai prietenoasă. Da. Bun găsit, Mihai! Bună dimineața! Hai, bună bună dimineața. Ne de ce vorbești de funie în casa spânzuratului? De-abia ce ne-am întors și noi din, Cu toți, uh, din, din, din micile vacanțe, minusculele vacanțe da. de sărbători și... Ce ziceați în materialul anterior? Că ne ia depresia? Păi normal! Deocamdată o nu, nu? nu simt nimic. Stai așa, de prima că e prima zi. zi! Bun, unde de să mâine. mergem? Nu știu unde să mergem, că e foarte frigas peste tot. Sunt temperaturi cu minus în cea mai mare parte a țării, la prânz, acum sunt uh, sub 0 grade, serios. Minus 22 la Târgu Lăpuș în Maramureș, minus 5 cea mai mare la Călăraș și la Constanța. Deci toate temperaturile sunt de la minus 22 la minus 5. Iar în București sunt câte grade? Minus 7. Minus 10. Minus 10. Mulțumesc! Ai o albă. Mersi mult. E vreme bună în acest moment. În cea mai mare parte a țării însă este extrem de rece. Sunt minus 22 de grade, așadar aici în partea de nord a țării, la Târgu Lăpuș în Maramureș, minus 5, Gura Portiței, Constanța și Călăraș. În București e în acest moment, însă este foarte, foarte rece, este ger. Minus 10 grade în centru, minus 10 grade la stația Meteo Băneasa, minus 8 grade la Afumați. Observați și alte temperaturi sub pragul de minus 10 grade. Practic avem ger în acest moment în cea mai mare parte a țării. Doar în Dobrogea temperaturile n-au coborât până în acest moment sub minus 10 grade, însă timp mai este uh, să mai coboare și în orele următoare. Avem în față o zi deosebit de rece. Sunt temperaturi negative la prânz în cea mai mare parte a țării, maxime cuprinse între minus 9 și plus 1 grad. Pe ansamblu, să știți că vremea de astăzi nu va fi foarte rea. O să mai apară soarele în multe zone, însă cerul se norează progresiv începând din vestul țării, iar spre seară începe să ningă în Banat, în Crișana, în Maramureș, în vestul și prin nordul Transilvaniei și cel mai probabil și aici în zona de nord-vest a Olteniei. O să avem și vânt în vestul țării, la munte, dar și la mare. Haideți să vedem rapid ce se întâmplă în fiecare zona țării. În Muntenia astăzi vor fi reprize de soare, temperaturile observați sunt de cel mult 0 grade de avem foarte multe zone unde vor fi valori negative pe toată durata zilei. În Oltenia, vremea este bună în prima parte a zilei, în prima jumătate a zilei. Mai spre după amiază, mai spre seară se strâng nori și cel mai probabil aici în zona de nord-vest, prin Mehedin, prin Gorj, s-ar putea să avem și scurte reprize de ninsoare. Temperaturile maxime sunt negative, după cum puteți vedea. În vestul țării, tot așa, avem un pic de soare doar acum dimineață, spre seară ninsoare, vânt ceva mai puternic decât în mod normal și temperaturi de minus 2 grade, observați Reșița, Timișoara și Lugoș. Tot minus 2, minus 3 grade vor fi și în zona Crișanei și pe aici povestea se repetă. Un pic de soare acum în prima parte a zilei, după care cerul se norează, iar spre seară începe să ningă și avem și intensificarea ale vântului. În Maramureș de la minus 22 de grade, câte sunt acum la Târgu Lăpuș, minus 19, minus 20 în alte zone ale Maramureș. Amureșului, o să ajungem la prânz la cel mult minus 5-6 minus grade tot așa și aici o să fie soare în prima parte a zilei după care se norează iar spre seară începe să ningă. Ceva ninsori spre seară vor fi și în județele situate în vestul, dar și în nordul Transilvaniei. În celelalte zone cerul uh, va fi însorit, mai apar și reprize de nori iar temperaturile, vedeți, sunt modeste pentru această perioadă. Și, în fine, Moldova și Dobrogea, temperaturi foarte mici. Avem chiar un cer mai mult senin în jumătatea de nord a regiunii, un pic de vânt în zonele montane mai înalte și temperaturi acceptabile față ce se întâmplă în restul țării, între minus 1 și minus 3 grade. Iar în Dobrogea, reprize de soare, reprize cu nori, temperaturi maxime, în general, în jurul la minus 1, 0 grade, cu mici plusuri și minusuri peste aceste valori. Pe litoral o să avem și intensificarea ale vântului. La mare astăzi, nu, în București, când v-am spus, la mare avem vânt. La București astăzi vor fi cel mult 0 grade, o să fie soare, vântul este slab, mâine se încălzește, însă poi mâine se răcește la loc temperatura maximă de mâine 4 grade după care doar 1 grad. Cam atât deocamdată, revin mai târziu și vă spun ce se întâmplă și în zilele următoare.